Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt Rodica Murus și vă invit astăzi la o lecție de matematică în clasa a treia. Soarele s-a ascuns după nori. Îl vom ajuta să iasă, efectuând calculele date. Fiți atenți! 800 minus 400 împărțit la 4 este egal. 800 minus 100 este egal cu 700. 800 minus 400, totul în paranteză, împărțit la 4, este egal. 800 minus 400 este egal cu 400, împărțit la 4, obținem 100. 700 împărțit la 7 este egal cu 100. Rezultatul înmulțim cu 7 și obținem 700. A apărut soarele, care ne încălzește cu razele lui, să vă fie cald și bine în suflet. Astăzi la lecție veți afla cum are loc procedeul de împărțire cu rest în baza folosirii tablei înmulțirii. Veți aplica probele împărțirii cu rest. Veți stabili legătura dintre de împărțit, împărțitor, cât și rest în diverse exerciții și veți aplica algoritmul de efectuare a împărțirii cu rest. Fiți atenți! Deci tema lecției de astăzi este împărțirea cu rest. Un electrician a instalat 18 becuri câte 6 la o lustră. Câte lustre au becuri? Cum putem afla? Să ne reamintim cum are loc scăderea repetată. 18 minus 6 de 3 ori sau 18 împărțit la 6 este egal cu 3, în care 18 este de împărțitul, 6 împărțitorul și 3 câtul. Proba 3 înmulțit la 6 este egal cu 18. Răspuns 3 lustre. În continuare, voi relata o povestioară matematică. Poznașul deșurubase roțile de la mașinuse. Mai pierduse din ele și rămase cu 11 roți. Într-o zi, s-a apucat să monteze roțile înapoi la mașinuțe. A tot înșurubat câte 4 roți, cât a avut de unde. Câte mașinuțe a completat poznașul cu roți, câte roți i-au rămas. Cum putem afla? 11 minus 4 de 2 ori este egal cu 3 sau 11 împărțit la 4 este egal cu 2 rest 3, în care 11 este de împărțitul, 4 împărțitorul, 2 câtul și 3 restul. Probele sunt următoarea. A. Roțile rămase nu ajung pentru încă o mașinuță, deoarece restul este mai mic decât împărțitorul, 3 mai mic decât 4. Și proba a doua. Are 2 mașinuțe cu 4 roți și încă 3 roți, în total 11 roți. 2 înmulțit la 4 plus 3 este egal cu 11. Deci răspunsul este, a completat 2 mașinuțe și i-au rămas 3 roți. Modificați istorioara știind că poznașul a completat 2 mașinuțe și i-a rămas o roată. Cazul 2. A completat 3 mașinuțe și nu i-a rămas nicio roată. Sunt sigură că veți reuși. Rețineți! La împărțire se obțin 2 numere, câtul și restul. Câtul arată de câte ori poate fi scăzut împărțitorul din de împărțit. Restul
reprezintă rezultatul ultimei scăderi. Împărțirea cu restul 0 se numește împărțire exactă. Dacă restul este diferit de 0, avem o împărțire cu rest. Probele împărțirii cu rest sunt următoarele. Restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul și proba a doua. Câtul înmulțit la împărțitor plus restul obținem de împărțitul. Consolidăm și dezvoltăm cunoștințele acumulate. Observați cum Nicolae a ilustrat calculul. Folosiți și voi creioane pentru a ilustra calculele. 7 împărțit la 2 este egal cu 3 a câte 2. Rest un creion. 8 împărțit la 3 este egal cu 2 rest 2. Restul este mai mic decât împărțitorul, deci 2 este mai mic decât 3. Câtul înmulțit la împărțitorul plus restul este egal cu de împărțitul. Verificăm. 2 ori 3 plus 2 este egal cu 8. Adevărat. 5 împărțit la 2 este egal cu 2 rest 1. Proba 1. 1 este mai mic decât 2 și proba a doua, 2 ori 2 plus 1, obținem 5. 7 împărțit la 3 și 9 împărțit la 2, încercați să faceți singur. Verificați. La primul exercițiu am obținut 2 rest 1, la cazul al doilea, 4 rest 1. 10 împărțit la 3, 12 împărțit la 5. Verificați. 3 rest 1, 2 rest 2. 19 împărțit la 6 și 17 împărțit la 4. Rezultatele sunt 3 rest 1 și 4 rest 1. În continuare, vă propun să rezolvați următoarele exerciții după model. 25 împărțit la 3. Deci, în primul rând, aflăm câtul. Determinăm numărul cel mai apropiat de 25, dar mai mic decât 25, care se împarte exact la 3. Deci, este numărul 24. 24 împărțit la 3 este egal cu 8. Aflăm restul. 25 minus 24 este egal cu 1. Probe. Prima probă. 1 este mai mic decât 3 și proba a doua, 8 înmulțit la 3 plus 1 este egal cu 25. Răspuns. 25 împărțit la 3 este egal cu 8 rest 1. În continuare, veți împărți și veți explica după modelul anterior. Verificați rezultatele obținute. 28 împărțit la 5 este egal cu 5 rest 3. 27 împărțit la 6 este egal cu 6 rest 1. 24 împărțit la 5 este egal cu 4 rest 4. 88 împărțit la 9 este egal cu 9 rest 7. 50 împărțit la 7 este egal cu 7 rest 1. 10 împărțit la 8 obținem 1 rest 2. 65 împărțit la 8 este egal cu 8 rest 1. 21 împărțit la 2 este egal cu 10 rest 1. 19 împărțit la 7 este egal cu 2 rest 5. 15 împărțit la 7 este egal cu 2 rest 1. 44 împărțit la 6 este egal cu 7 rest 2. 38 împărțit la 9 este egal cu 4 rest 2. Rețineți!
Dacă de împărțitul este mai mic decât împărțitorul, obținem câtul 0 și restul egal cu de împărțitul. Să observăm. 7 împărțit la 8 este egal cu 0, rest 7. Deci ați observat. 7 este de împărțitul, 8 împărțitorul, 0 câtul și restul 7. Dacă de împărțitul este mai mic decât împărțitorul, atunci câtul este egal cu 0, iar restul este egal cu de împărțitul. 2 împărțit la 6 este egal. Verificați. 0 rest 2. 5 împărțit la 7, 0 rest 5. 1 împărțit la 3, 0 rest 1. 4 împărțit la 5, 0 rest 4. Vă propun să verificați exercițiile rezolvate de nătăfleață. 19 împărțit la 3 este egal cu 6, rest 1. Verificăm. 6 înmulțit la 3 plus 1 este egal cu 19, adevărat. 31 împărțit la 6 este egal cu 4, rest 7. Restul este mai mic decât împărțitorul, deci 7 este mai mic decât 6, fals. Care este rezultatul corect? 31 împărțit la 6 este egal cu 5, rest 1. Deci 1 este mai mic decât 6, adevărat. 18 împărțit la 4 este egal cu 3, rest 6. Ați observat că restul este mai mic decât 4. Deci nu este posibil, este fals. 18 împărțit la 4 este egal cu 4, rest 2. Deci 2 este mai mic decât 4, adevărat. 82 împărțit la 9 este egal cu 9, rest 1. 9 înmulțit la 9 plus 1 este egal cu 82. Este adevărat. Sunt convinsă că ați îndeplinit corect exercițiile date. În continuare, delimitați cuvintele care cred eu că vă caracterizează astăzi. Factor de împărțit, cât produs împărțire. Deci aceste cuvinte sunt cuvinte lipsă. Dacă sunteți atenți, ați observat că ați primit următoarea propoziție. Minunat ați efectuat împărțirea cu rest. Bravo, dragi copii! Vă mulțumesc pentru lecția de astăzi și vă spun la revedere!